Dosarul Revoluția a mai făcut un pas. Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns în cursul dimineții la parchetul general, unde i s-a dus la cunoștință extinderea urmăririi penale împotriva sa. Procurorii militari au dispus extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru intervalul 22-27 decembrie 1989, sub aspectul săvârșirii infracțiunii contra umanității față de suspectul Iliescu Ion. La data săvârșirii faptelor, membru și președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, organism care de facto a exercitat puterea executivă și legislativă centrală, comportându-se ca un guvern până la apariția decretului lege numărul 2 din 27 decembrie 1989, a transmis astăzi parchetul general printr-un comunicat de presă. La ieșirea de la parchet, Ion Iliescu a fost întâmpinat de un protestatar care a strigat câteva cuvinte acuzatoare, iar fostul președinte i-a replicat cu un gest șocant. Criminalule! Eu sunt, da, tu nebun! Criminalule! A venit timpul să plătești! Inițial, fostul președinte a fost pus sub acuzare pentru fapte petrecute în perioada 27-31 decembrie 1989. Ion Iliescu nu a făcut nicio declarație la intrarea și ieșirea de la parchet, în schimb avocatul acestui, Adrian Georgescu, a vorbit cu presa. Nimeni nu se așteaptă să fie pus sub acuzare, nici dumneavoastră nu cred că ați avea astfel de așteptări, indiferent în ce situație v-ați afla din perspectiva penală. La momentul ăla credeți că cineva se gândea că peste 30 de ani o să răspundă pentru o chestiune care la ora aia i s-a părut onestă și absolut corectă? A declarat Adrian Georgescu, avocatul Ion Iliescu, la ieșirea de la parchetul general. În dosarul Revoluției mai sunt anchetați Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și crainicul televiziunii române de la acea vreme care a prezentat faptele din timpul Revoluției, Brateș Teodor. În timpul evenimentelor din decembrie 1989 au murit peste 1000 de oameni.